puțin a rămas din vacanță. De fapt, n-a rămas deloc, că s-a terminat. S-a terminat, da. A fost zis pe vacanță. O vacanță bine meritată, 3 săptămâni, din punctul meu de vedere este suficient, adică 2 săptămâni cred că erau, știu, prea puține, ținând cont de toată presiunea și tot ce s-a întâmplat sezonul trecut. O lună de zile era prea mult. 3 săptămâni este ideal, rămânând ca timp de pregătire 6 săptămâni pe această perioadă precompetițională. Venim cu gânduri bune, entuziaști. Bineînțeles că ne-am încărcat bateriile, și eu și stafful nostru, bineînțeles și jucătorii, chiar discutând cu ei înainte de antrenament și știu și modul cum s-au antrenat ieri, la fel au poftă, ceea ce este un lucru bun. Mergem în continuare pe acest trend, este perfect. Gândurile ca și gândurile, dar ce planuri aveți pentru perioada următoare? Dacă te referi ca program, da, avem astea 2 săptămâni în care ne vom pregăti la Sibiu. Pe urmă, în mare, vom face un cantonament. Inițial era vorba de Slovenia, a apărut o altă variantă, Turcia. Mâine, poimine ne vom decide și vom ști cu exactitate. Asta înseamnă să plecăm undeva pe data de 19 în cantonament și ne întoarcem pe 1 iulie. Venind în țară, mai sunt 2 săptămâni în care vom avea încă două jocuri și pe urmă vom intra în ciclu normal înainte de începerea campionatului. Sigur sunt curios și v-aș întreba, înainte de cantonament, mai jucăm ceva amicale cu alte echipe din zonă? Nu, este foarte greu în perioada asta pentru că încă și echipe de Liga 1, în funcție de cum au terminat și când au terminat pregătirea, unele o începe 13, Liga 2, Liga 3 la fel, încep mult mai târziu și atunci săptămâna asta va fi așa mai o readaptare, ca să spun. Urmând ca săptămâna viitoare încercăm să căutăm să găsim un meci amical. În cantonamentul de care vorbeam vom avea 4 jocuri plus alte 2 jocuri, ar însemna 7 meciuri amicale, este suficient și sunt sigur că toate aceste meciuri ne vor ajuta ca să găsim un 11, dar nu vorbesc numai de un 11, și de lot, să fie un lot foarte, foarte competitiv. Mă bucur că ați adus vorba despre lot, deși suntem colegi, voi folosi calitatea de jurnalist, n-am întrebat și a încercat să scot de la dumneavoastră ce întăriri aveți nevoie, mister, și lumea se întreabă, vă spun, pe rețelele de socializare, diferite posturi, unde ar fi nevoie de... Da, am mai declarat așa pe la emisiunile pe la care am fost în această pauză. Sunt adeptul omogenității, am încredere în jucători, însă trebuie să fim realiști, trebuie să îmbunătățim lotul, trebuie să venim cu plus. Cred că este nevoie de un jucător nou și care să vină cu plus pe orice poziție. Acum să-ți dau poziții clare, nu ți le voi da, poate fundaș dreapta, știm foarte bine că FCSB-ul are nevoie de Pantea și ne bucurăm pentru că și-a făcut treaba foarte bine și dovadă că ei nu mai vor să-l dea, sau cel puțin la momentul ăsta, și atunci trebuie să ne reorientăm rapid. Și Dodo a terminat. Da, Dodo la fel se întoarce la CFR. Suntem în căutări, vedem, în toată această vacanță n-am stat, am căutat jucători, discuții, apar fel și fel de variante. Și români și străini. Eu încerc să... Da, nu știu, nu... Nu vreți să dați din casă. Da, nu e vorba de dat tot din casă, însă știm foarte bine că în trecut echipele... Dacă mi-aduc bine aminte, echipele care au retrogradat, Herma, Stadiașul și Astra, au avut probleme sau au retrogradat având foarte mulți jucători străini. Nu am nimic cu jucătorii străini, însă au fost probleme din punct de vedere al vestiarului. Și noi chiar am făcut un grup frumos, o atmosferă foarte bună, aș marșa în continuare pe asta, dar înțeleg și pe conducătorii noștri, pentru că, într-adevăr, în momentul în care apar negocierile, sumele poate sunt unele care nu merită. Și atunci te vezi nevoit să te reorientezi. Vom vedea, important este să fim inspirați și să alegem exact ce ne trebuie și jucători care, într-adevăr, să vină și să ne ajute. Ok. În încheiere, un mesaj pentru urmăritorii noștri,
pentru publicul? Da, mesaj, îți dai seama că ne bucurăm că am reușit această promovare imediată, ca să spun așa. Nu știu exact, tot fel de zvonuri că de foarte mulți ani nu s-a mai promovat imediat după retrogradare. Acum știrea este că parte din 2014 gaz metan, da? Dar totuși sunt ceva ani și ei au fost alături de noi, bineînțeles, atât cât au putut, vorbesc din punct de vedere fizic. Acum sunt ferm convins că vor fi, chiar dacă în continuare nu vom juca și vom începe campionatul pe alt stadion, îmi doresc să fie un număr mult mai mare, pentru că contează aportul lor. Și ce aș putea spune? Îmi doresc să jucăm la Sibiu. Cu toții ne dorim, știm foarte bine că în momentul în care vom juca aici vom avea de partea noastră aportul publicului, dar până atunci chiar îi doresc foarte aproape de echipă din toate punctele de vedere, pentru că Liga 1 e altceva. Băieții și-au atins obiectivul, cu toții ne-am atins obiectivul, dar deja e istorie și ne gândim la sezonul următor.